Astăzi, luni, este deja a 15-a zi de când zeci de oameni protestează în piața Marea Adunări Naționale. Oamenii protestează împotriva guvernării, pe care o consideră coruptă. Zilnic, oamenii pichetează instituțiile statului, guvernul, președinția, parlamentul, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală și Banca Națională. În piața Marea Adunări Naționale, oamenii spun că protestează și vor să lupte pentru dreptate și pentru viitorul copiilor, pentru un trai decent și pentru ca miliardul să fie întors poporului. Pentru dreptate! Toată viața am luptat și am tot lupt pentru dreptate. Ce înseamnă cred... dreptatea pentru... Dreptatea asta înseamnă tot și pentru om, și respectarea legii, și un salariu ca la oameni, omenesc, și o pensie tot la fel, și niște prețuri. Cu pensia mea nu mor de foame, dar altceva nu mai pot face. Să-mi cumpăr o haină, un încălțăminte, ori... Ori nici nu pot plăti serviciile. Cât o să mai stați? O să mai stăm? Până la biruința de plină, când ori dat toți demisia, toți tălharii ăștia, toată clica asta de tălhari și de fățarnici și de, cum să-i mai numești, ei simți omenesc, au pierdut, că lumea răcnește la dâns și au refuzat de toate serviciile lor. Doar lumea i-a ales și lumea i-a refuzat, dar ei încă mai prelungesc să mai stăie în creslele cele al lor moi. Nu le convine să lepede, că ei s-au deprins să doarmă în trânsele și prelungesc să doarmă. Și cum? Asta e ca și, eu compar, ca și purcelul. Când suge la scroafă, când suge, nu vrea, îl trage și el nu vrea să lepe de țâța din gură. Așa și aiștea. Membrii platformei civice spun că în curând vor începe proteste și în centrele raionale, deoarece nu toți localnicii au posibilitatea să vină la Chișinău. Până ce nu vor fi dimiși Procurorul General, Centrul Național Anticorupție, din SIS, Banca Națională, în fiecare zi vor fi pichetate aceste instituții. Și noi trebuie să mărim protestatarii. Potrivit protestatarilor, metodele pașnice de protest sunt cele mai eficiente, chiar dacă e nevoie de mai multă implicare și timp. Prețurile mari, tot ce toți îi deranjează, aceeași minimă îi deranjează, deci așa ești. Până când nu vom vedea ceva din partea celor de sus, nici nu știm deja la ce să ne așteptăm de la cei de sus, deja ce așteptări să mai avem. În orașul Demnității, din piața Marea Adunări Naționale, protestează practic același nucleu de oameni, cei care au ieșit la manifestație acum 15 zile. Mai bine de o săptămână aici funcționează și un centru medical, iar medicii fac voluntariat și ajută pe oameni atunci când au nevoie. Îi susținem pe oamenii care aici sunt bolnavi și nu are cine să-i ajute. Spitalele sunt departe, ei sunt aici. Noi considerăm de datoria noastră să ajutăm oamenii. Cu o problemă mică, cu o problemă mai mare, cu ce putem? Care este din nivelul nostru? Cei ce nu este din nivelul nostru, îi putem dirija la spitalele respective sau le spunem un sfat unde să meargă. Este salvarea, chemăm salvarea, ambulanța sau îi îndreptăm către spital. Cazurile care iese de la limita de ambulator. În preajma corturilor vin aici peste 3-400 de persoane. Atmosfera în piața Marea Adunări Naționale este relaxantă. Din boxe sună cântece patriotice. Seara de obicei se adună mai multă lume, dar oricum e liniște și pace.